astea sunt ușile de evacuare. Da. Hai să... Salut, salut! Da. Doamnelor și domnilor, vă propun să începem evenimentul, festivitatea prilejuită de inaugurarea Centrului Cultural Lira. I-am spus până la urmă, ca să ne legăm de ceva din trecut. Am construit aici ceva peste ceea ce a fost Casa de Cultură a orașului Mâinești, Clubul 23 august, Clubul Lira și astăzi Centrul Cultural Lira. Vă spun bun venit tuturor,
Vă mulțumesc că astăzi, la zi de sărbătoare și creștină și pentru municipiul Moinești, ați reușit să dați curs invitației noastre și împreună să împărtășim bucuria acestui eveniment. Cu scuzele de rigoare, pentru că n-am să pot să vă mulțumesc personal, poate în partea a doua a evenimentului, să vă mulțumesc personal tuturor pentru prezență, vreau să salut prezența aici. Îndrăznesc să spun și motivat și cu argumente a celor mai importante personalități din județul Bacău. Vreau să-l salut aici, în primul rând, pe domnul Dragoș Benea. Domnul Dragoș Benea, fostul președinte al Consiliului Județean, domnul președinte, așa cum spunem în continuare, fără să știrbim din președinția domnului Sorin Brașoveanu, actualul președinte al Consiliului Județean, căruia îi mulțumesc. Pentru că împreună am pornit și iată că am reușit să și finalizăm acest frumos proiect. Mi-amintesc cu oareși ce nostalgie acum de discuțiile pe care le-am avut chiar și în Consiliul Județean, încercând să le explicăm domnilor consilieri că un astfel de proiect este benefic nu numai pentru locuitorii municipiului Moinești, ci pentru întreg arealul de nord-vest a județului Bacău. Practic de la Ghimeș până la Onești și până spre Bacău nu există un astfel de așezământ cultural, cel puțin așa cum ni-l dorim noi și sperăm că va fi. Că pe lângă ceea ce vedeți dumneavoastră aici, chestiuni fizice, materiale, noi ne dorim aici o viață spirituală și culturală de înaltă clasă. Așa cum poate ați observat și în programul manifestărilor care demarează acum, astăzi, aici, ele se întind pe parcursul celor 4 zile până duminică seara și în fiecare zi avem evenimente foarte importante. Pe lângă salutul adresat celor doi președinți, vreau să salut prezența aici a domnilor vicepreședinți ai Consiliului Județean, domnul Ionel Floroiu și domnul Marius Gheorghiță. Din partea instituției prefectului, doamna Carmen Cioltan. Mulțumim. Să salut in corpore primarii din localitățile învecinate, viceprimarii care au dat curs invitației noastre, să salut consilierii județeni care astăzi au venit aici și le mulțumesc, să salut directorii de instituții de cultură, de alte instituții prezente aici, atât din municipiul Moinești, cât și din municipiul Bacău și din județul Bacău, și nu în ultimul rând, celorlalți, ONG-urilor prezente, tuturor moineștenilor sau oaspeților pe care îi avem astăzi aici. Mi-am dorit ca acest eveniment să nu fie un eveniment exclusivist pentru un anumit grup de persoane. Vă rog să mă credeți că am avut o dilemă cum să fac și ce să împart. Chiar și aseară se întrebau, am auzit că se discuta, că a împărțit primarul invitații. Nu. Am trimis doar programul acestor manifestări tuturor celor interesați, personal de pe niște chestii. Facebook nu, WhatsApp, cred că am eu, da? Am trimis invitații tuturor celor din lista mea. Și am spus că astăzi, cu toții, iată că aici, am reușit să încăpem cu toți cei care am fost doritori, fără să restricționăm în vreun fel accesul. Eu vă mulțumesc tuturor pentru prezență, vă mulțumesc că ne-ați sprijinit în demersul nostru și închei primul meu cuvânt, să spun, de astăzi, prin a-l saluta în sală și pe domnul deputat Constantin Avram, moineștean de-a noastră, care este alături de noi la toate manifestările, și să, așa cum se cuvine, într-o casă nouă, să dăm cuvântul
preacuvioșilor părinți, cu preacucernicilor părinți, părinți, da? Și să facă cele creștinești și să ne binecuvinteze acest așezământ. Vă mulțumesc! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte tăvăle mare, miluiește-ne noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Daci Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Așezământul acesta pentru cei ce cu credință, cu frică de Dumnezeu și pe blagii pentru însul Domnului să ne rugăm. Doamne, și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru întreg popor drept credincios de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Acest așezământ cultural pentru orașul acesta, pentru țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce credință vețesc întrânsele Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmire a văzduhului,
pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta, cu puterea, cu lucrarea, cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să pogoare spre apa aceasta, lucrare și curățitoare de nebicele predivință, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să trimitei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm. Domnule, miluiește! Toți care au trebuință de ajutor și folosință de la Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să ne luminăm noi luminarea cunoștinței prin tinerea cea de o ființă, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Moșenitor împărăției sale, prin gustare strupirea cu apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Rușine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ție se cuvintă slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce în vremea lui Moise ai preschimbat apa cea amară în apă dulce pentru poporul tău și apele cele vătămătoare în vremea lui Elisei l-a vindecat, cel ce ai simțit apele Iordanului cu arătarea ta cea fără de prihană, însuși acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta. Amin. Însuși acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta. Sfințește apa aceasta. Amin. Și fă-o să fie tuturor cel ce vor gusta și vor stropi cu ea izvorul de binecuvântare, tămăduire de bolși, de patim, sfințirea casului, izbăvire de orice lucrare potrivnică, văzută și nevăzută. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, în veci nouă. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, caută acum cu milostivire spre rugăciunea noastră a smeriților, nevrednici slujitorii tăi, și trimite harul preasfântului tău Duh peste acest un de lemn și îl sfințește, ca să fie spre sfințirea locului acesteia și a acestui așezământ cultural ce s-a zidit aici, spre alungarea tuturor puterilor potrivnice și a bântuielilor diavolești. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai binevoit a intrat sub acoperământul vameșului Zacheu și de acum dorești la Tatăl casa Lui. Însă și acum păzește nevătămați, Doamne, de toată răutatea, pe cei care vor intra în acest așezământ cultural și care îți aduc ție rugăciuni prin noi nevrednicii, binecuvântându-i pe dânsii acest așezământ cultural și păstrând totdeauna viața lor nebântuită și dăruindu-le cu îndestulare toate bunătățile tale spre folos prin binecuvântarea ta. Că ție este cu bine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care în cele de sus locuiești, pe cele smerite privești, Cel ce ai binecuvântat casa lui Laban cu intrarea lui Iacov și casa lui Pentefric cu venirea lui Iosif, Cel ce ai binecuvântat casa lui Abiadar prin aducerea achivotului legii și în zile venirii tale întru Hristoase, Dumnezeul nostru, ai dăruit mântuire casei lui Zacheu. Însuți binecuvintează și așezământul acesta. Și cu frica ta întărește pe toți cei care vor lucra aici și îi păzește nevătămați de cei potrivni și le trimite binecuvântarea ta din înălțimea locașului tău. Și binecuvintează și înmulțește toate bunătățile în așezământul acesta, în municipiul acesta și în toată țara ta. Că ție se cuvine a ne milui și ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, Dumnezeu noastră, slavă ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cucernice Părinte, binecuvintează. Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacurate Maicii sale, cu puterea ce ține viața făcătoare cruci, care Sfinților Apostoli, școala tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Se binecuvintează așezământul acesta cultural, reducere condele Sfinții din slăpire Paiaspă, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește.
cerului postrivnic dăruiește. Și cu crucea ta păzește pe poporul său. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milosivirea care iubindește nemăsurată și iubirii de oameni al de minează mântră. La ta slavă, crezând cu frică și cu cutremur, care ești rob netremur, în cuvinință aducem acum mulțumire bunătății tale, pentru noi facem ce-au fost asupra rugăciunii mei. Conducătorii orașului nostru și credincioșii noștri și toți care sunt de față, și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând în Tata mulțumim. Rugând cu umilință nemăsurată și nesustată milosivire, ca precum ai binevoita primii rugăciunilor oblătăiești cu milosivirea ai vrincitat și alisești din cererile, așa și de acum înainte vrinciștea, spărind dreapta credință, dragostea cea către cnecea, către aproape, și după toate faptele cele bune și-au dobândirea de altare binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește de toată rea o întâmplare, dărindu-le pace și liniște, și ne învrincește pe toți. Totdeauna a greșit a cântat ție și cel vrânșit al tău, Părinte și Preasfântul și bună viață, Făcătorului tău Duh, Dumnezeu cel slăvit, slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, Tătătorul nostru, de bine în vecii vecilor. Robilor tăi, Doamne, celor care au construit acest așezământ cultural, celor care au ajutat aici și sunt prezenți la această sfântă dumnezească slujbă, tuturor celor care vor activa și vor intra în acest așezământ cultural. Dă-le, Doamne, sănătate, zile îndelungate, pace, binecuvântare și ajutor în viața lor, prosperitate materială, spirituală, duhovnicească și toate de folos pentru mântuire și păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate să vedea Domnul tot ce dori. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Amin. Răbdare, să fie într-un ceas bun. Doamne, sănătate. Thank you.
Mulțumim preacucernicilor părinți. În continuarea desfășurătorului nostru, așa cum am amintit de prezență, vreau să, să salut și pe ceilalți care au ajuns în sală de la începutul manifestărilor noastre. Să vă spun bun venit și aș vrea să invit alături de mine pe domnul Dragoș Benea și pe domnul președinte brașoveanu, cărora am să le dau cuvântul, pe rând, bineînțeles, să adreseze câteva cuvinte, impresiile domnilor lor despre această investiție pe care Consiliul Județean, la care Consiliul Județean a participat inițial cu 80% din valoare, ulterior cu 95% din valoarea investiției. Și le mulțumesc de câte ori o să am ocazia și iarăși vă mulțumesc. Vă rog, domnule. Mulțumesc, domnule primar, și mulțumesc și pentru aceste precizări, dar sigur să am un comentariu pe marginea acestor procente. În primul rând, mă bucur să particip la inaugurarea unui nou obiectiv de pe lista de investiții a Consiliului Județean. O instituție și niște investiții asupra cărora, place sau nu place, mi-am lăsat amprenta. Dar ce fel de amprentă mi-a lăsat? Aici aș avea o mică nuanțare. S-au auzit procente aici, 80 cu 20, 90 cu 10, 95 cu 5. Cu siguranță nu este o investiție realizată din fonduri europene. Și întotdeauna am spus că diferența între bunii administratori și mai puțin performanța administratorilor fac fondurile europene. Chiar dacă atragerea de fonduri europene este mai complicată decât ar crede mulți. Pe de altă parte, este cu siguranță, 100%, este o investiție realizată din banii băcăoanilor. Deci aceste procente, și noi, politicienii, de multe ori nu știm să ieșim din această haină a celor care au senzația că au făcut ceva de la ei. Nu nici din banii mei, nici din banii domnului primar, nici din banii domnului brașoveanu. Cu siguranță această investiție este din banii tuturor băcăoanilor. Cu ce cred eu că suntem noi responsabili sau suntem vinovați în ghilimele la acest proiect, sunt două aspecte. În primul rând, cred că am surprins și fotografiat foarte bine eu cu domnul primar, cu o parte din Consiliul Județean, am fotografiat foarte bine oportunitatea acestei investiții. Este o investiție, într-adevăr, de interes zonal, regional, de ea nu se vor bucura numai mâineștenii, ci și cel puțin locuitorii comunelor limitrofe. Și am surprins bine această oportunitate și, în al doilea rând, am fost responsabil cu acest proiect. Pentru că acest proiect i-am pus bazele în 2013. El, după aceea, s-a derulat pe parcursul a 3 ani. Am avut parte de un constructor care s-a achitat de sarcini. Cred că îmi place să cred, de fapt, că a întâmpinat probleme minore sau dacă a întâmpinat, cu siguranță, a întâmpinat mai mici decât la alte proiecte. Cu finanțarea nu au fost probleme, au fost ședințe de progres cu o periodicitate care se vede astăzi, pentru că această investiție s-a terminat la timp. E adevărat, între două campanii electorale, mai trebuie să fac o precizare, primarul Măineștiului a ținut mărțiș ca această investiție să nu fie inaugurată în campania de la alegeri locale. Acum, ar fi păcat să mai așteptăm încă vreo 5-6 luni să treacă și ca cealaltă campanie. E o zi, și aici fac trecerea către municipiul Măinești, e o zi importantă, e o zi mare pentru creștinătate, pentru ortodoxie. Știu că aici, la Măinești, suntem într-un spațiu cu o bogată încărcătură spirituală și cred că este cea mai potrivită ocazie pentru a inaugura un edificiu de cultură. Repet, care nu-i va face fericiți doar pe cei din, Măinești. Noi, de-a lungul timpului, ne-am mai adus contribuția la câteva proiecte importante ale Măineștiului. Când spun noi, nu spun doar noi cei de aici. Sunt și vicepreședinții domnul Floroiu, domnul deputat Avran, domnul deputat Smarandache, consilier local, consilier județean. Au mai fost parteneriate între Consiliul Județean și Consiliul Local Măinești. Dacă mă gândesc la Centrul de Primire Urgențe, ambulatorul pe fonduri europene este investiția primăriei. Mai sunt investiții care nu se văd, dar se vor simți în calitatea vieții măineștenilor.
alimentări cu apă, canalizări, asfaltări de străzi, chiar și investiții pe deșeuri. Sunt investiții care nu se văd. Marea particularitate a acestui obiectiv este că totuși vine lumea, ne-au zis pe noi, de seară vedeți un concert, mâine sunt alte activități, poimine alte activități și de acum încolo tot mai multe. Alimentarea cu apă nu o vezi, dar o simți în calitatea vieții. Și aici în Moinești s-au făcut câteva investiții de milioane de euro bune, rezultate tot în urma unor parteneriate cu compania de apă, cu Consiliul Județean și cu celelalte consilii din județ. Și mai sunt lucruri de realizat. Ce vreau eu să surprind este, ca și cuvânt cheie, dacă pot să spun așa, este nevoia de echipă, de parteneriat, deschidere și să ne respectăm cuvântul până la capăt. Fie că suntem politicieni, fie că suntem administratori. Mie îmi place să cred că sunt un om de cuvânt, așa îmi place să cred că și cei care facem parteneriate sunt oameni de cuvânt. Mai sunt proiecte care se vor deschide pentru Moinești, dar mai sunt și proiecte care trebuie închise și care vizează și Moineștiul și eu solicit aceeași principialitate și aceeași, da, să mă țin de cuvânt, să ne ținem de cuvânt pentru a putea închide aceste proiecte cu succes. Dacă apare neîncrederea și neprincipialitatea între aceste entități, cu siguranță lucrurile nu vor fi ca în ziua de astăzi, o zi fericită, o zi de sărbătoare și închei urând tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui. Există o dilemă care nu s-a clarificat încă, fie 15 august, fie 8 septembrie. Am făcut-o și pe 15 august, o fac și astăzi. Le urez tuturor sănătate, liniște și bucurie alături de cei dragi. La mulți ani Moineștiului, la mulți ani moineșteni, vă doresc să vă bucurez de această investiție. Mulțumesc, domnule primar, dragoceni părinți, domnule deputat, onorată asistență, dragi moineșteni, domnul președinte Benea mi-a ușurat un pic discursul, dar pentru că și mi-a lăsat această moștenire de a finaliza, este unul din proiectele frumoase ale județului Bacău, pentru că sunt și altele pe care va trebui să le continuăm și să le finalizăm, să dea Dumnezeu ca în continuare să ne întâlnim la astfel de evenimente și să avem cât mai multe proiecte finalizate și, de ce nu, altele pe care să fie în interesul locuitorilor. Așa este, meritul nostru nu e decât acela de a duce mai departe voința dumneavoastră din Moinești, a celor din zonă și ne-am unit efortul. Este un lucru făcut în comuniune între administrația publică locală și Consiliul Județean care a venit cu această contribuție. Un obiectiv foarte important pentru moineșteni și pentru toți cei din jurul Moineștiului și cu siguranță acest obiectiv va îmbunătăți activitatea artistică și culturală a Moineștiului. Tradițiile și cultura comunității sunt foarte importante în viața oamenilor. Am primit moștenire, foarte multe lucruri bune de la înaintașii noștri, de aceea sprijin și îndemn tinerii să promoveze și să continue tradițiile, să respecte și să ducă mai departe valorile acestor meleaguri. Aici s-a născut, în 1896, marele poet și eseist de renume mondial, Tristan Tzara, fondatorul dadaismului, o mișcare contestatară în artă și avem obligația de a duce mai departe și a continua valorile spirituale ale Moineștiului. Așadar, vă îndemn pe toți să participați și să vă implicați în toate manifestările culturale, pentru că, începând de astăzi, acest centru multicultural, ultramodern, are ușile, începând de astăzi, ușile sunt deschise. Și, în final, aș dori să transmit celor care, în zi de mare sărbătoare, poartă numele Sfintei Fecioare Maria la mulți ani, sănătate, și tuturor moineștenilor, să le dea Dumnezeu sănătate, fericire, bucurii, multe împliniri, pentru că ce este mai frumos decât să primești cu ocazia zilelor Moineștiului, moineștenii să primească acest frumos cadou, un centru multicultural, modern,
realizat într-un parteneriat cu Consiliul Județean. Așadar, în casa fiecărui oineștean să domine pacea, înțelegerea, compasiunea, bunăstarea și prosperitatea. La mulți ani, Oinește! Doar câteva cuvinte mai am să spun. Vă mulțumesc, domnilor președinți, vă mulțumesc încă o dată, așa cum spuneam la început, de fiecare dată. Vă mulțumesc pentru această investiție pe care am făcut-o în municipiul nostru. Fiindcă suntem la primul pas în această instituție de cultură, îndrăznesc să o numesc, avem gânduri foarte mari în ceea ce ne privește activitatea ce se va desfășura aici, în acest centru cultural. Vreau să vă dau câteva detalii tehnice. Nu mi-am notat, dar să știți că am fost al doilea diriginte de șantier aici. A simțit-o, cred că și constructorul, și proiectantul, și dirigintele de șantier și toți ceilalți. Pentru că, împreună cu ceilalți colegi din Primăria Municipiului Măinești, atât de pe partea tehnică, cât și de pe partea culturală, am urmărit desfășurarea acestor lucrări. Unii cu dorința de a se finaliza cât mai repede și de a avea activitate culturală, ceilalți cu dorința de a fi lucrările de cea mai bună calitate și de a avea trăinicie. Că dacă încep să vă povestesc câteva lucruri, această clădire a fost construită între anii 1952-54, da? Da? Mă uit la colegii mei pentru că sunt niște cifre și nu vreau să greșesc astăzi. A funcționat aproape 50 de ani. Fără nicio reparație capitală, fără nicio întreținere. De prin anii 2000 a fost închisă definitiv accesului publicului. În anul 2007, împreună cu alte obiective, câteva bunuri au reintrat în patrimoniul municipiului. Și amintesc aici această locație, fosta casă de cultură, stadionul municipal, ștrandul Lucăcești, și două cămine de nefamiliști. De atunci și până astăzi am reușit să dăm valoare acestor bunuri pe care noi le-am primit de la compania petrolieră și amintesc aici că am reușit să renovăm cele două cămine de nefamiliști. Într-unul funcționează astăzi un bloc social făcut în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale. În cel de-al doilea funcționează astăzi un centru de servicii sociale făcut pe programul operațional regional, din fonduri nerambursabile, pe vechea perioadă de finanțare. Și iată că astăzi reușim să finalizăm și această investiție, centru cultural, așa cum l-am denumit. Investiția totală pe care astăzi o vedeți, valoarea contractului a fost de aproximativ 5,3 milioane de lei, din care o foarte bună, o foarte importantă sumă de aproape 2 milioane de RON se regăsesc în dotări. Și vreau să vă spun că, practic, din clădirea veche au rămas doar zidurile, o parte din ele și din acestea, toate au fost refăcute, reconsolidate și tot ceea ce vedeți astăzi aici, pardoseli și toate finisajele cele care sunt specifice unui astfel de așezământ cultural. De asemenea, vreau să vă spun că din proiectul inițial de peste 350 de locuri, avem astăzi în această sală 301 locuri în sala mare și peste 50 de locuri în sala multimedia, sala de alături, sala mică, așa cum era cunoscută ea de boineșteni, datorită faptului că a trebuit să ne aliniem noilor prevederi pe în ceea ce privește măsurile de siguranță și securitate și a trebuit să creăm și alte căi de acces, culoare, spații mult mai largi pentru a avea siguranța bunei desfășurări a tuturor activităților de aici. Și, pe scurt, această sală poate fi folosită și va fi chiar folosită în aceste zile ca sală de spectacol, da? Așa cum știți din programul nostru, în această seară avem Filarmonica Bacău,
ne dorim o stagiune permanentă aici la Moinești și am îndrăznit să spunem că acesta este concertul de inaugurare a stagiunii Filarmonicii Mihail Jola din Bacău la Moinești. Și vă spun cinstit, vreau să fie și un semnal că este o instituție de cultură, da? Dar avem și celelalte pentru tot palieu și mă refer aici la spectacole de muzică ușoară, spectacole de muzică populară. Sâmbătă vom avea un spectacol de teatru, de asemenea, din dorința de a deschide stagiunea teatrală la Moinești într-un parteneriat cu Teatrul Municipal Bacovia-Bacău. De asemenea, această sală este prevăzută cu toate dotările pentru un cinema 3D. Vedeți aici o chestie albă, poate, care dă notă discordantă cu ambientul sălii. Acela este ecranul multimedia pe care se vor proiecta filmele. Avem aparatură, sunet și absolut tot ceea ce este necesar. Deci, practic, toată gama de spectacole artistice. Alături, spuneam, avem o sală multimedia de 50 de locuri, sală care, împreună cu colegii mei, am transformat-o într-o nouă galerie de artă a municipiului și imediat după ce voi finaliza discuțiile de aici, vă voi invita să vernisăm și acea expoziție a domnului Ungureanu, Ovidiu Ungureanu de la Bacău. Și este iarăși un prim semnal în ceea ce privește programul de activități de aici. De asemenea, am fost nevoit să facem și o extindere la această clădire, o extindere în care am amplasat tot ceea ce înseamnă spații tehnice, centrale de tratare a aerului și celelalte, cât și ne-au permis spațiul de la etaj să amenajăm două spații de cazare, două camere pentru cazare, pentru cei ce vor veni și vor concerta, vor susține diverse prelegeri, activități culturale aici, în acest centru. Vreau să ofer microfonul dacă este cineva care dorește să ia cuvântul. Între timp ce vă hotărâți dumneavoastră, aș vrea să-i mulțumesc constructorului și îl văd aici pe domnul director Alecu, directorul Alconet Resa, împreună cu domnul director Pal, că s-a luat și pe dumneavoastră, domnul director, împreună cu toată echipa pe care a avut-o aici. S-a lucrat bine, foarte bine și le mulțumesc. Îmi cer și scuze că uneori a trebuit să spun că a trebuit, poate n-ar fi trebuit, dar na, în firea mea și din dorința de a fi ceea ce este astăzi aici și poate pune, am fost poate mai exigent decât trebuia. Să mulțumesc proiectantului, moineștean proiectantul, grup consult proiect Moinești și diriginților de șantier. Nu în ultimul rând, colegilor mei, începând cu arhitectul șef, cu doamna șefă serviciu investiții, cu responsabilul tehnic, cu toți ceilalți din primăria Moinești. Să mulțumesc echipei din primăria municipiului Moinești, care astăzi este, practic, face tot felul de activități neprinse în fișa postului, dar sper eu că o fac cu drag. Cu acestea, sper că nu am omis pe nimeni, să vă mulțumesc tuturor. Să mulțumesc echipei tehnice de la Consiliul Județean, care ne-a fost de un real folos, și așa cum am spus-o și în ședința de Consiliul Județean de săptămâna trecută, chiar dacă discuțiile au fost, uneori ajungeam un impas chiar, am găsit soluții să depășim momentele și să găsim varianta legală și corectă pentru a finaliza această investiție. Așa cum observați, nu a fost un efort ușor, dar cu un alt de succes, încheiat înainte de termen și datorită constructorului încă o dată. Și le mulțumesc și vă mulțumesc tuturor celor aici prezenți și celor care nu sunt prezenți astăzi aici. Vă mulțumesc tuturor pentru prezența de astăzi și aminteam ceva la început de cum se vor desfășura activitățile pe aceste zile. O să rog colegele mele să vă mâneze o carte poștală, tip carte poștală. Este un simbol pentru faptul că ați luat parte la acest eveniment astăzi, da?
Pe o să găsiți programul zilei de astăzi. Așa cum vă spuneam, Filarmonica Mihail Jora din Bacău la ora 18 va urma un concert. O tânără din zona noastră, din, sper că nu greșesc, din Măgirești, domnul Ionică. Da? E corect? Da? Deja am început să devenim, să ieșim din municipiul Măgirești. E vorba de Alice Făiniță, elevă la Octav Băncilă la Iași, la Liceul de Artă, care va fi prezentă pe scenă și va concerta împreună cu Marcel Pavel. Pe verso, așa cum se obișnuiește și încercăm să învățăm și noi, aveți și programul filarmonicii, programul care va fi concertat de seară, piesele orchestrale. Se vrea a fi ca un cuvret, da, pentru prezentarea spectacolului. Și vreau să vă anunț că pe baza acestor documente, nu știu cum să numesc, puteți să le considerați ca niște invitații. Deci, de seară la spectacol se va intra pe baza acestor invitații. Vă rog să le aveți la dumneavoastră și în limita locurilor disponibile, sala este deschisă pentru oricine va fi prezent. Vreau să cred că până de seară toate lucrurile se vor rezolva din punct de vedere tehnic. Și tot spectacolul de aici se va auzi pe rețeaua de radioficare a municipiului Măgirești, în toate parcurile și în zona centrală, cât și pe, poate pe un display, pe televiziune în direct, da? Pe Tele Moldova, da, domnul Frăsire? Vă mulțumim. Va fi transmis și în direct pe Tele Moldova Iași. Cu mulțumiri, da? Mi-a scăpat ceva? Îmi spuneți ceva? Nu? N-am uitat nimic? Mulțumesc frumos! Vreau să deschidem ușile către sala, către galeria de artă a Centrului Cultural. Vă mulțumesc! Și să mergem să vedem acolo. De asemenea, în limita locurilor pe care le avem acolo, vă invit să luăm loc și să sărbătorim, să încheiem așa cum se cuvine aceste evenimente. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență!